te-a motivat să alegi medicina militară? Cred că am putea să împărțim această întrebare în două, de ce medicină și de ce militară. Medicină am simțit dintotdeauna că vreau să fac un bine, atât cât pot să fac un bine. Și militară a fost o influență din partea tatălui meu, care a fost în legiunea străină pentru aproximativ 20 de ani și când am ajuns în clasa a 9-a, atunci mi-am dat seama cu adevărat că vreau să-i urmez drumul, vreau uniformă, vreau tot ce înseamnă medicină militară. Cum a fost experiența admiterii la medicină militară? Experiența a fost una cel puțin interesantă, a fost una plină de sacrificii și în același timp de perseverență. A trebuit să spun de multe ori nu la petreceri, distracții, ieșiri cu prietenii ca să merg la încă un antrenament, la încă o meditație, la încă să mai fac încă un proiect, să mai învăț ceva în plus, dar per total a fost clasa 12, a fost extraordinară din punctul acesta de vedere, a meritat fiecare efort depus. Prima dată când am venit la proba de engleză, ultima probă înainte de examenul final a fost proba de engleză și colegii noștri mai mari erau deja în convocarea de vară. Și atunci am văzut în uniforme, pregătindu-se și ieșind pe poartă cu armele și atunci m-am uitat la mama mea care era cu mine și am zis, da, am ales corectiv, bine, aici vreau să fiu. Mă bucur să scrie România aici, mă bucur să am steagul lângă mine și e tot ce-mi doresc. Care crezi că este cheia succesului în această meserie? Cheia succesului se poate rezuma la un singur cuvânt, sacrificiu. Sună abrupt sacrificiu, dar trebuie făcut, trebuie să facem sacrificii pentru ceea ce ne dorim și în momentul în care ajungem într-un punct, ne dăm seama că sacrificiul pe care l-am făcut a meritat.